Weekendul trecut, peste 50 de tineri din cadrul Cercetașii României, în parteneriat cu Apele Române Mehedinți, au participat la o amplă acțiune de ecologizare a malului fluviului Dunărea, în dreptul localității Izvorul Frumos. Acțiunea de ecologizare realizată de Cercetașii României în parteneriat cu Apele Române Mehedinți este una foarte importantă, căci datorită ei avem grijă de natură. Pe cât de mult iubim natura, pe atât dorim să o menținem curată. Ajutăm prin reciclarea deșeurilor și astfel reducem poluarea. Ne super bucurăm că în weekend am avut un parteneriat cu Apele Române Mehedinți și am mers împreună să ecologizăm o zonă de pe malul Dunării în dreptul localității Izvorul Frumos. Ne-am strâns o gașcă de 50 de tineri din comunitatea noastră și timp de 2 zile, în care am și dormit la cor peste noapte, am reușit să strângem o cantitate tristă de deșeuri, foarte multe. Era o zonă în care Dunărea aducea mult plastic, dar și multe deșeuri menajere, sticlă și inclusiv resturi de haine și chiar încălțăminte. Scopul acțiunilor de ecologizare constă în încercarea de a educa publicul larg cu privire la deșeurile care se află în natură. De data aceasta a fost realizată în weekendul trecut o amplă acțiune în zona localității Izvorul Frumos, unde au participat 50 de tineri din cadrul organizației Cercetașii României. Aceștia au campat timp de 3 zile în zonă. Am fost plecați 3 zile cu cortul, adică 2 nopți, și sâmbătă am avut ocazia să vedem cât de multe gunoaie se strâng în jurul nostru și cât de rea este lumea cu natura. Pot doar să vă încurajez și să vă spun să nu mai aruncăm deșeuri, pentru că natura este prietenul nostru și este păcat de peisajele frumoase pe care le avem, și de această natură frumoasă nu merită să ne batem joc de ea. Vrem să vă încurajăm să lăsați mereu un loc curat în urma voastră și să nu mai aruncați deșeuri în apă sau în locuri publice, ci doar la gunoaie, deoarece asta va afecta foarte mult viața și sănătatea noastră pe viitor, cât și în prezent. Și am fost extrem de surprinși cât de multe deșeuri menajere, peturi, plastice putem găsi pe malurile Dunării. Și încurajăm ca toată lumea, nu neapărat să organizeze ecologizări, cât să fie mai atentă cu câte deșeuri aruncă pe marginile drumurilor, pentru că toate ajung în Dunăre și astfel în apa pe care o bem, și trebuie să avem grijă de natură și astfel de noi. Apele Române Mehedinți a răspuns prompt la inițiativa acțiunii de ecologizare a organizației Cercetașii României din Mehedinți, unde tinerii, cât și reprezentanții organizației, au strâns deșeuri ca prim semnal de alarmă și atenționare. Am răspuns pozitiv inițiativei Cercetașilor României. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, am curățat de gunoaie malurile fluviului Dunărea într-o amplă acțiune de igienizare pe care am organizat-o în localitatea Izvorul Frumos, comuna Burila Mare. Entuziasmul și dorința de implicare a copiilor ne-a uimit. Ei ne oferă tuturor un exemplu pozitiv și sunt în același timp un îndemn pentru noi toți de a acționa în direcția curățării apelor. După cum știți, la nivel național, toate aceste acțiuni fac parte dintr-o amplă campanie inițiată de Ministerul Mediului, Curățăm România, campanie în care apele române se implică activ cu toate forțele pentru a avea ape mai curate. În același timp, vrem să dăm din nou un semnal că este nevoie ca fiecare dintre noi să conștientizeze faptul că apele nu sunt gropile de gunoi ale comunităților și pentru a le păstra mereu curate, deșeurile trebuie aruncate doar în locuri special amenajate. Lipsa unui sistem integrat de management a deșeurilor transformă Dunărea și malurile apelor într-o ladă de gunoi. Există concepția falsă că natura este infinită, dar tot ce se aruncă sau ajunge în Dunăre afectează calitatea vieții. De aceea trebuie să fim conștienți și să prevenim pe cât putem. Cercetășia este un program educațional captivant pentru mii de copii și tineri din România și de pe întreg globul. Educația cercetășească dezvoltă caractere puternice și construiește comunități durabile de încredere.